Lider autoritar al diviziei A2-Est, Rapid București era mare favorită în confruntarea cu Provolei Botoșani. În primul set, moldovencele nu au contat și au pierdut clar cu 25-10. Cu două junioare în teren, formația vizitatoare a început mult mai curajos manșa a doua și a condus până la al doilea time-out tehnic 16-13. Giuleștencele s-au concentrat pe finalul setului, pe care și l-au adjudecat cu 25-21. Actul al treilea a fost echilibrat cu echipa din Botoșan la conducere, însă din nou rapidistele au fost mai eficiente la blocaj. Antrenorul moldovencelor, Cătălin Buhăianu, a acuzat arbitrajul în ultimul set, pe care fetele sale meritau să-l câștige. La finalul jocului, tehnicianul feroviarelor Mihai Duță a declarat în exclusivitate pentru TVH2.0 că este mulțumit de rezultat și speră ca multipla campioană a României să revină acolo unde este locul, pe prima scenă a volei din țara noastră. După primul set, fetele noastre s-au relaxat puțin, nu știu, au luat meciul într-o glumă, să spun așa, și ne-am făcut viața grea. Asta este. Bine că am câștigat 3-0, ne păstrăm acolo sus, ne păstrăm stacheta, ne păstrăm capul pentru turneul final. Acum vom vedea, să sperăm că vom și reuși să intrăm și în divizia. Aceasta a fost ultima etapă din sezonul regulat, iar play-off-ul va începe în data de 23 martie.